Suzuki, partener de mobilitate al ITBT, îți prezintă emisiunea Stare de bine în trafic cu psiholog Anca Ioana Bocancea. Te-ai gândit vreodată că timpul petrecut în mașină cu copilul tău ar putea să fie un timp câștigat și nu pierdut? De multe ori, atunci când mergem cu copiii, fie spre școală, fie spre activitățile pe care ei le au de făcut într-o zi, acel timp ni se pare o corvoadă, pentru că traficul și timpul petrecut în mașină pentru copii nu este foarte ușor de dus. El este un timp în care de multe ori se plictisesc și încep să aibă diferite nevoi, inclusiv nevoia de conectare. Dar dacă ți-aș spune că acest timp poate fi de fapt un timp câștigat și că acest timp poate fi un timp petrecut împreună cu copilul tău prin care tu să umpli acea nevoie de conectare. Uneori ajută să vorbim despre cum a fost pentru noi fiecare ziua și în loc să-l întrebi, nu știu, cum a fost la școală pentru tine astăzi, ai putea să-l întrebi ce te-a amuzat cel mai mult astăzi. De asemenea, pentru copil e important să vină și din partea ta, ca părinte, un exemplu. Și atunci ați putea să faceți un joculeț prin care tu îi povestești ceva, iar el îți povestește ceva din viața lui de la școală. Și astfel va simți că nu e chestionat și nu va avea partea aceea de opoziție și reticență, ci va simți că e un dialog între voi și o conectare. Pentru că de multe ori conectarea vine din a primi și a da partea aceea de atenție. De asemenea, atunci când copilul îți povestește, e foarte importantă partea de a asculta activ. Fii acolo cu ochi și urechi, pentru că copilul simte atunci când îl întrebăm doar ca să scăpăm de el sau să-i dăm o ocupație. De ce e important să facem această conectare cu copilul? Pentru că atunci când avem un copil care simte că este important pentru noi, de multe ori este un copil mult mai liniștit, capacitatea lui de atenție și de concentrare la școală crește, face relații mult mai ușor la școală, devine un copil mult mai sociabil, cu mai multă încredere în el, iar toate acestea se pot face în drumul spre școală sau de la școală, în drumul spre activități sau de la activități. E un drum în care, dacă începem să-l privim ca pe oportunitate și nu ca pe un timp pierdut, acest timp pentru copilul tău va fi ca o nestemată a zilei. De multe ori, energia cu care noi privim un anumit moment, o transmitem și copilului nostru. Iar de multe ori, copiii, atunci când se urcă în mașină, au tendința să privească acel timp ca pe un moment de plictiseală. Dar dacă noi îi transmitem că acesta poate fi momentul nostru special, momentul nostru magic, în care să facem această conectare și el îl va privi ca atare, și momentul acesta va fi pentru el așteptat și nu va mai fi unul pe care să nu și-l dorească sau un moment în care se gândească doar că va sta, nu știu, pe telefon sau pe tabletă sau va avea un moment de deconectare, de fapt. Sper că ți-e utilă această informație să te gândești la cum ai putea să faci această conectare cu copilul tău în mașină. Ai ascultat Stare de bine în trafic, o emisiune de familie și lifestyle realizată cu susținerea Suzuki.